același spirit de rugăciune aș vrea să facem un exercițiu scurt în dimineața asta și așa cum stați, aș vrea să vă gândiți cu foarte mare atenție la rezoluțiile sau gândurile pe care le-ați avut la Revelion. Două luni și un pic în urmă, cu toții v-ați promis unele lucruri. Cu toții v-ați pus vouă sau în grupul vostru de prieteni sau poate chiar ați scris pe o bucată de hârtie, anul ăsta voi face cu tare. Anul ăsta nu voi mai face. Nu voi mai face. Voi înceta să mai. Dacă la Revelion ați ratat acel moment de ora 12 în care se fac rezoluțiile și se promit tot fel de promisiuni, gândiți-vă la ultima oară când ați promis ceva lui Dumnezeu. Poate că a fost ieri. Poate că a fost în urmă cu patru ani. Și acum, cu aceste gânduri, promisiuni, planuri pe care vi le-ați făcut, autoevaluați-vă. Unde s-a ajuns cu ele? Planul de citire a Bibliei într-un an de zile, început în ianuarie. Sunteți la zi? Mai poate fi recuperat ce ați ratat până acum? Cu gândul acesta, aș vrea să vă citesc un verset din Evrei 10, de la versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Observați o ordine a acțiunilor. Să nu vă pierdeți răbdarea ca după ce ați împlinit voia, am împlinit deja voia lui Dumnezeu, dar încă n-am căpătat. Urmează să capăt ce mi-a fost făgăduit. Aveți nevoie de răbdare, spune autorul cărții evrei. Este cuvântul acela ciudat chiar și în limba greacă, upomone, la fel ca și în romani 8 cu 25, Roman 15 cu 4, Roman 15 cu 5, 1 Tesalonicen 3, dar mai ales în 2 Tesalonicen 1 cu, 14, 1 cu 4, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aveți nevoie de răbdare, aveți nevoie de statornicie. Evrei 12 cu 1 și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mari de martori, vă dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de desne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Încă n-a fost împlinită alergarea, încă ne stă înainte ceva. Răbdare, statornicie, stăruință, avem nevoie de rezistență, anduranță, insistență în ceea ce ne plănuim să facem pentru și cu Dumnezeu, dacă cumva n-am ajuns la finalul alergării noastre. De aceea, Evrei 13 cu 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mare băgare de seamă la ce? La sfârșitul felului de viețuire și urmați-le credința. Nu ne mai impresionează atât de mult cum începe un lucru, Cine impresionează cum se sfârșește el? Nu ne impresionează ce planuri ne facem la începutul unei lucrări, chiar și în biserică, ci ne impresionează cum se sfârșește când vedem rezultatul acelei lucrări. Nu ne impresionează lucrurile mici, nu ne impresionează câștigarea unei lupte, ci ne impresionează câștigarea întregului război. Nu ne impresionează câștigarea unei conversații cu cineva, ci ne impresionează câștigarea persoanei pentru cineva, pentru Hristos. ca să ilustrez cât mai bine tot ceea ce am spus până aici și ce urmează de aici, mi-a venit în, în, minte o vorbă pe care am văzut-o scrisă pe o Biblie. Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în straiță. Nu știu câți dintre voi ați auzit zica la asta. Când am citit-o, m-a șocat. Însă mi se pare că exact zica la asta este ilustrată de ce urmează să vedem în viața și în, în, în cartea Iosua. Simpla prezența a poporului lui Israel în țara Canaanului nu duce la îndeplinirea planului lui Dumnezeu pentru această națiune. Să fii prezent acolo nu-i suficient. Dumnezeu îți dă, dar nu-i suficient. Tu trebuie să pui mâna ca să se întâmple ceva. În Deuteronom 1:38 spune: Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea, în țară, întărește-l căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia. Deuteronom 3 cu 28. Dă porunci lui Iosua, întărește și îmbărbătează că cel va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării. Numer 34 cu 15. Și au luat moștenirea din coace de Iordan, în fața Erihonului, înspre răsărit. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată numele bărbaților care vor împărți țara între voi. Și vedem planurile detaliate. Și vedem cum Dumnezeu oferă țara, oferă planurile de împărțire ale țării, Însă, ceva lipsește. Împărțirea, nu cucerirea țării, rămâne o problemă încă neîndeplinită. Dacă până în capitolul 12 am văzut luptă după luptă, victorie după victorie, minune după minune, urmează să vedem din capitolul 13 efectiv ce face poporul odată ajuns acolo, lângă straiță, în ghilimele, Uitați-vă ce spune Iosua 1 cu 6. Întărește-te, îmbărbătează-te, că și tu vei da în stăpânire poporului țara pe care am jurat-o. Același lucru l-am citit în de mai multe ori. Prin urmare, vedem că este necesar în vederea scopului lui Dumnezeu, a lui Moise, a lui Iosua, ca moștenirea pe care Iehova, Dumnezeu, o dă să fie și împărțită. Și împărțirea asta cade atât în mâna lui Dumnezeu, cât și în mâna poporului. Ducerea la bun sfârșit a cuceririlor va însemna că și poporul își face parte, așa nume, să meargă, să îndeplinească promisiunea pe care ei o fac indirect cu Dumnezeu. Noi trebuie să mergem să călcăm cu talpa piciorului acele locuri și să dăm la o parte pe cei care sunt, ca acele locuri să fie ale noastre. Și aceste capitole, următoarele capitole 13 până la 22, ilustrează procesul de împlinire al acestui plan. Dumnezeu încredințează lui Iosua sacina de a împărți țara promisă. 13, primele 8 versete. Și vreau să vă citesc două versete care par a fi în contradicție. Iosua 11 cu 23, cu asta am terminat duminica trecută. Iosua spune, 11 cu 23, a pus stăpânire, deci, pe toată țara potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui după semințiile lor. Apoi țara s-a odihnit de război. Asta este Iosua 11 cu 23. Iosua 13 cu 1. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci, tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă. Frumos, nu? Să-ți spun ceva, tu ai îmbătrânit. Ai înaintat în vârstă. Și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Doamne, ai supus-o pe toată? Sau n-ai supus-o pe toată? Iosua a luat în stăpânire? Sau nu a luat în stăpânire? Una îmi spui în capitolul 11, alta mi se pare că îmi spui în capitolul 13. Și pare să fie o contrazicere, pentru că cel din tâi vorbește despre cucerirea întregii țări, în vremea cel de-al doilea vorbește despre zonele rămase necucerite. Ei bine, cred că putem să împăcăm afirmațiile acestea două printr-o frază pe care o putem folosi și în alte categorii ale vieții noastre. Cucerirea a avut loc deja, dar nu încă. Și avem exact aceeași uh, exprimare când vine vorba despre mântuire. Noi suntem mântuiți deja, dar nu încă. Noi suntem intrați în mântuirea cu Dumnezeu, dată de Dumnezeu, dar n-a avut loc încă, pentru că abia după ce murim în acest trup, urmează să fim acolo. Deja, dar nu încă. Dumnezeu luptă pentru Israel în primele 12 capitole, dar apoi își îndeamnă poporul să lupte pentru fiecare seminție în parte. Ce învățăm până aici? Care e aplicația pentru viața noastră, pentru faptul că poporul a cucerit deja, dar nu încă? Care este aplicația pentru viața noastră atunci când ne uităm la faptul că Dumnezeu îi călăuzește pe oamenii aceștia, victorie după victorie, însă oamenii aceștia mai au încă ceva de făcut? La fel cum supunerea lui Israel față de revelația lui Dumnezeu împlinește legământul, răspunsul lui Israel la victoria lui Jehova completează cuceririle. Felul în care răspunde Israel este categoric de ascultare, însă ascultarea trebuie să meargă până la capăt. Efortul uman trebuie să colaboreze, colaboreze cu inițiativa divină. Atenție! Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu le dă un pământ, Dumnezeu îi trimite, Dumnezeu îi călăuzește, Dumnezeu luptă pentru ei, Dumnezeu de la o parte popoarele, dar partea umană nu lipsește. Și ei trebuie să facă ceva. Și putem să ilustrăm atât de des lucrul acesta din Scriptură. Minuni făcute de Dumnezeu în Noul Testament prin Iisus Hristos la care îi lasă pe oameni să participe. Îi invită pe oameni să participe. În apei în vin. Slujitorii au trebuit să care apa ca apa să fie transformată în vin. Nu putea să o facă singur, Dumnezeu putea să o facă. În virea lui Lazar îi trimite pe oameni să dea la o parte piatra. Nu putea Dumnezeu să zică ești Lazare și piatra ai să sfarme? Putea, dar îi lasă pe oameni să participe. Exemple minore, însă, întotdeauna, inițiativa divină trebuie să fie completată de participarea umană. Supunerea omului trebuie să însoțească minunea lui Dumnezeu. Și tot poporul a asistat la minunea lui Dumnezeu. Au fost ca popor călăuziți, trimiși, încurajați. Totuși, nu se sfârșește aici. Haideți să vedem cum aplicăm noi lucrurile acestea. Cum aplicăm? Inițiativa divină și partea umană la Biserica Via. Credem că Dumnezeu a fost imboldul prin care am pornit cu toții în Biserica Via. Și ne-am propus, nu-i așa? Ne-am propus să răscolim Clujul pentru Dumnezeu. Prin minunea lui Dumnezeu suntem în clădirea aceasta. Este o minune, putem cu toții să gădem de acord că este o minune, în timp așa de scurt, într-un loc atât de frumos. Asta este inițiativa divină. Și noi... Și noi ce facem? Întrebarea este ce facem după ce ieșim de aici de la ora 12? Care este partea umană în această minune pe care o experimentăm duminică de duminică? Se rescolește Clujul prin faptul că există o clădire renovată aici pe frunzișului 79? Nici vorbă. Care e partea umană? Să mergem mai departe. Cum aplicăm acest lucru, combinația între supunerea omului și minunea lui Dumnezeu în viața personală? Dumnezeu ne oferă mântuirea. Ce facem noi cu ea? Ne-a oferit-o deja, dar nu încă. Ce facem în acea perioadă a vieții care se numește încă, nu încă? Ai rămas în același loc în care ai fost acum un an, doi, trei, cinci, zece, douăzeci, în care Dumnezeu te-a scos de unde erai și te-a dat o viață nouă? Sau începe să se vadă ceva în tine? Haideți să vedem cum aplică poporul acest principiu. Supunerea omului trebuie să însoțească minunea lui Dumnezeu. Iosua 13 cu 12. Toată împărăția lui Og în Basan, care domnea în Așarot și în Erdei și care era singura rămășiță a refamiților, în această loc a intrat Moise, Moise a bătut pe acești împărați și i-a izgonit. Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșurit și macatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi. Dumnezeu luptă cu ei, îi trimite prin minunea lui și prin puterea lui, însă când ajunge acolo poporul, nu-i izgonesc pe aceștia. Iosua 15 cu 63. Fiul lui Iuda n-au putut izgoni pe ebusiții care locuiau în Ierusalim și ebusiții au locuit cu fiul lui Iuda la Ierusalim până în ziua de astăzi. 16 cu 10. Ei n-au izgonit, izgonit, pe cananiți care locuiau în Gezer și cananiții au locuit în mijlocul lui Ierfaim până în ziua de astăzi dar au fost puși să plătească un bir. Mai departe, Iosa 17 cu 12, fiul lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Ce face poporul Israel? Călăuzit de puterea lui Dumnezeu, v-am dat toată țara aceasta, când se împart pe seminții și trebuie să-și a fiecare seminție în parte, ei n-au izbutit. Și dacă s-au înmulțit un pic mai mult, i-au pus la umbir. Cum vi se pare? Vreau să vă uitați la următorul slide să vedeți ce le promite Dumnezeu poporului Israel. Și aveți în fața voastră cu albastru tot teritoriul pe care Dumnezeu îl promite poporului Israel și îl oferă până în Iosua 12. Observați că sunt teritorii până în Turcia de astăzi, mare parte din Siria. Uitați-vă cât de generos este Dumnezeu și cât de enormă e țara pe care le oferă Dumnezeu. Și acum uitați-vă, rămâneți aici, dar uitați-vă bine, bine la laturile acestui teritoriu. Pentru că Dumnezeu, în generozitatea Lui, care creează întreg pământul și supune întreg pământul, poate să-i ofere poporului Israel oricât dorește el, cu condiția ca Israel să-l și ia. Însă când punem în balanță credincioșia poporului cu credincioșia lui Dumnezeu, vom vedea că nu întotdeauna stau un echilibru. De ce? Pentru că poporul eșuează lamentabil. Când sunt împreună până în Iosua 12, conduși de Dumnezeu, prin minunile lui Dumnezeu, reușesc victorie după victorie. Când se despart, devin vulnerabili. Când au un lider vizionar care merge și călăuzește în persoana lui Iosua, merg în direcția corectă, când se despart, se lenevesc. Când au în față promisiunea lui Dumnezeu, sunt dedicați. Când promisiunea rămâne în spate, se lasă pe o parte și uită de promisiune. Dar în acest context apare un exemplu fabulos și anume Caleb. Haideți să citim câteva versete din Iosua 15, de la versetul 6. Fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, Ken Kenizitul, i-a zis, știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scoate țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul care a Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie. Pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise și când umbla Israel prin pustie și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca și în ziua în care m-a trimis Moise. Amin și pentru noi, nu? Am tot atâta putere cât aveam atunci să fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, că ce ai auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Eu s binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, Fiul lui Efune, a avut de moștenire până în ziua de astăzi Hebronul. De ce? Pentru că urmase în totul calea Domnului lui Israel. Hebronul se, cheamă mai, se chema mai înainte Chiriat Araba. Araba fusese omul cel mai mare dintre Anakim și țara s-a odihnit de război. Într-o mare de evrei care n-au izgonit pe, apare un caleb care zice, eu am fost acolo și am văzut țara. Eu nu m-am speriat de fiul lui Anac. Eu am relatat așa cum este, dar n-am împărțit inima poporului. Așa că, dacă nimeni nu vrea locul ăla, dă mi mie. dă mi mie pentru că, spune, spune, Caleb, poate Dumnezeu va fi cu mine, poate că va fi cu mine și îmi va da locul acela. De aceea câteva, câteva întrebări. Dacă el poate cuceri Hebronul, tocmai de la fiul lui Anac. De ce n-ar putea și celelalte seminții? Dacă Caleb urmase în totul calea Dumnezeului lui Israel, de ce n-ar putea și celelalte seminții? Dacă el vede Hebronul cel mai greu de cucerit munte, cu cetăți întărite, cu oameni înalți și puternici, de ce n-ar putea și celelalte seminții? Observați că există cineva care face contrast la lenevia poporului Israel. Și înainte să mergem mai departe, aș vrea să trag câteva concluzii, aș vrea să facem câteva aplicații. Ați observat că atunci când n-au izgonit, ni se mai spune în câteva rânduri că au luat un bir. Când s-au mai întărit puțin, i-au pus să plătească un bir. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au făcut un compromis material. Înseamnă că s-au culcat pe o parte și au zis, dar dacă luăm niște bani de pe ei, de ce nu? o să trăim mai ușor. Știți ce se mai întâmplă? După aceste texte urmează judecători. După ce citim verset după verset, dar n-au izgonit, dar n-au izgonit, dar n-au izgonit, urmează judecători și aș vrea să vă citesc câteva, cărți, câteva versete din judecători în care ne sunt relatate aceste versete, n-au izgonit, alături de exemplu lui Caleb. În judecători 1 de la 19 -ni se spune, domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de fier. Au dat Hebron lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei lui Anac. Fiul lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiții care locuiau în Ierusalim. Și iebusiții au locuit cu Ierusalim cu fiul lui Beniamin până ziua de azi. Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul care mai înainte se chema Luz. Străjirea au văzut pe un om ieșind din cetate și începem și vedem versete după versete, apoi mergem la Manase care n-a izgonit nici el pe locuitorii din Becean. Uh, Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau în Ghezer. Zabulin, Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chiriot Și așa mai departe, seminție după seminție N-a izgonit, n-a izgonit, n-a izgonit Și ce urmează în judecători? O carte după Iosua Vedem ce face compromisul material Compromisul material deschide ușa la dezastrul spiritual Asta e aplicația pentru mine și pentru tine Și atunci când toți în jurul tău se compromit material Fii un caleb care zici, eu mă duc acolo unde mi-a promis Dumnezeu că îmi va da locul acela și am să-l cuceresc pentru că Dumnezeu va fi cu mine. Când toată lumea jură tău, nu izgonește păcatul, fi tu un caleb care a urmat în totul calea Domnului. Compromisul material deschide ușa dezastrului spiritual. Există un episod foarte interesant după ce vedem împărțirea teritoriilor. 19 cu 51 ni se spune, acestea sunt moștenirile pe care le-a împărțit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun și căpetenile de familie ale seminților copilului Israel prin sorți înaintea Domnului la Silo, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărțirea țării. Și aș fi foarte curios să vedem fiecare grup când v-ați întâlnit ce părere ați avut despre metoda de împărțire prin tragere la sorți. Aha, deci e voie. Deși norocul are un rol. Sper că n-ați ajuns chiar la concluzia asta. Însă este o întrebare interesantă. De ce au împărțit prin tragere la sorți? Și aș vrea să vă citesc câteva versete din numeri 26, unde metoda împărțirii teritoriilor pentru fiecare seminție este definită. Și în numeri 26 de la versetul 53 ni se spune așa, 52. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Țara să se împartă între ei ca să fie moștenirea lor după numărul numelor. Celor ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare și celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică. Deci nicăieri tragi la sorți. Este o variantă de împărțire după procentele pe care le au în populația țării. Să se dea fiecăruia partea lui după ce ieșiți la numărătoare. Dar, cu totul altceva, de la versetul 55, dar împărțirea țării să se facă prin sorți să o ia în stăpânire după numele seminților părinților lor. Țara să fie împărțită prin sorți între cei ce sunt în număr mare și între cei ce sunt în număr mic. Doamne, ce vrei să înțelegem de aici? Ori împărțim după numărul populației, ori împărțim prin sorți. Am căutat și am căutat și am vrut să văd cum explică un evreu și versetele acestea în aparentă contradicție, dar și metodele acestea de împărțire. Și este un rabin, doctor Kislev, nu Kislev, Kislev, care tratează textele acestea și se uită cu mare atenție în numeri, se uită cu mare atenție chiar și în Iosua și el spune în felul următor. De ce? Prin trageri la sorți. În primul rând, textul din numeri este în ordine cronologică. Și ultimele versete se iau ca și autoritate, nu primele versete. Dar, acel dar este foarte important pentru că textul acela apare mai târziu decât metoda împărțirii pe procente. Dar, și ne uităm la ce urmează după dar. Primul motiv pentru care se împarte după tragerea la sorți este faptul că procentele se schimbă, dar sorțul nu. Atenție! Procentele pot varia, depinde cine numără voturile, dar, dar sorțul nu. Odată tras la sorți, nu se mai poate schimba, indiferent de cum scade sau crește numărul membrilor unei seminții. Într-al doilea rând, tragerea sorți pentru că Dumnezeu stăpânește pământul. Prin tragerea sorți este lăsată exclusiv alegerea în voia lui Dumnezeu care poate să călăuzească tragerea sorți. Când numărăm, facem noi să numărăm mai bine și mai în avantajul nostru. Dumnezeu stăpânește pământul, prin urmare îl poate împărți cum vrea El. Mai mult, împărțirea prin tragerea sorți arată că împărțirea pământului sfânt cheamă Israelul la respectarea acestor pământuri. Noi n-am avut nimic de a face în felul în care ne-am ales pământurile. Noi doar am primit ce ni s-a dat. De aceea vom respecta darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Alocarea anumitor bucăți de pământ lui Iosua și recunoașterea pozi poziției lui ca lider este tot de la Dumnezeu. Tot El alege lucrurile acestea. Observați cum, prin tragerea la sorți, partea umană nu are nimic de a face. De ce? Pentru că partea umană Dumnezeu o cunoaște foarte bine. Știe că inima omului este schimbătoare. Știe că, din cauza inimii schimbătoare a omului, vor începe războaie între seminții pentru un teritoriu mai mare, pentru un teritoriu cu mai puțin copaci, pentru un teritoriu cu mai multe izvoare, pentru un teritoriu lângă mare, pentru un teritoriu lângă Iordan. Când Dumnezeu zice, trage la sorți, ce ai primit, ai ai. Și modul în care este împărțit pământul apoi, seminție cu seminție, indică calitatea națiunii lui Israel ca unitate. Credința în egalitatea seminților în fața lui Dumnezeu face ca pământul să fie respectat ca atare. Și mai este un lucru care este definit tot din acest sistem de împărțire al Pământului prin tragerea sort, și anume, acest sistem dă la o parte acei proprietari de pământuri care pot controla ce dețin alții. Pământul este al Dumnezeu, vi dau vouă în administrare și nu apare niciun proprietar. Neapărând niciun proprietar, nu apar sclavii. Neapărând sclavii, nu apare oprimarea din cauza nivelelor uh, financiare pe care le au fiecare dintre ei. Observați cum tragerea aceea la sorți, care pare atât de neimportantă, vorbește atât de mult despre Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu vrea să-și arate credincioșia lui față de popor. Și poporul trebuie să răspundă cu aceeași credincioșie. Și a treia parte majoră din textul pe care l-am citit, 10 capitole pentru duminica aceasta, este cea legată de cetățile de scăpare. În Iosua 20, Domnul a vorbit lui Iosua și a zis, vorbește copilul lui Israel și spune-le, hotărâți-vă cum v-am porucit prin Moise, cetăți de scăpare, unde să poată fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea unor bătrâni, lui bătrânilor cetății aceleia. Ei să primească la ei în cetate, și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrășmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea dunării, ca să fie judecat până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea, în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Ei au pus de o parte Chedeșul, în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul, în muntele lui Efraim, Chiriat Araba sau Hebronul, în muntele lui Iuda, și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, ales Bețerul, în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben, Ramot, în Galad, în seminția lui Gad și Golan, în Basan, în seminția lui Manase. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor pentru că cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui înainte de a se înfățișa înaintea adunării. După ce citim capitol după capitol de împărțire a terenului, chestiuni imobiliare și latifundiare, apare ca de nicăieri o lege foarte interesantă. După ce vedem că totul are de-a face cu împărțirea administrativă în care se oglindește credincioșia lui Dumnezeu și se cere credincioșia omului, apare de nicăieri această lege despre cetățile de scăpare. Și m-am tot întrebat de ce. De ce aici? De ce nu în altă carte? De ce nu arăți împlinirea acestei legi și aplicarea acestei legi în cu totul altă zonă din scriptură? De ce tocmai aici, după împărțirea teritoriilor? În prima parte, văd credincioșia lui Dumnezeu cum îi conduce pe, pe popor. O credincioșie nestremutată. O credincioșie dedicată poporului Israel în. cu totul. După aceea, văd a doua parte în care credincioșia poporului Israel ar trebui să se oglindească în credincioșia lui Dumnezeu. Și nu se oglindește. Și mi se pare că după ce aici avem în față o națiune, până aici avem în față națiunea Israel, până aici vedem pe Dumnezeu cum lucrează cu poporul Israel, apoi se duce către o parte mai mică cu semințiile în parte, văd din Iosua 20 cum Dumnezeu se uită la individ. Până în capitolul 12 am avut un popor care merge și cucerește. De la 12 la 20 am avut semințiile care merg, unele cuceresc, altele nu. În 20 Văd individul. Fiindcă ucigașul fără voie nu este o seminție, nu este un popor, ci este individ. Și când am realizat lucrul ăsta, am început să mă răscolesc puțin și am zis, Doamne, în imaginea asta mare și complexă a călăuzirii tale, ai loc și de mine individul? Categoric da. Dar mai mult, intrarea poporului în țara promisă răsună până în intrarea mea. În mântuirea promisă. Și alocarea cetăților de scăpare, aceste cetăți de refugiu, din cauza păcatului fără voie, oglindește, este o analogie extrem de puternică cu mântuirea. Haideți să facem câteva observații. Am citit despre legile uh, cu privire la cetățile de scăpare. Uitați-vă la câteva observații. Legea cetăților de scăpare a fost oferită și asigurată de cine? de Dumnezeu însuși. N-au avut un legiuitor ei între ei, aleși de ei, care să zică ce facem cu omul acesta. Nu. Legea aceasta a cetățului de scăpare a fost inițiată de Dumnezeu și pusă în aplicare de Dumnezeu prin legea dată de Dumnezeu. 2. Cetățile erau accesibile tuturor. Șase cetăți, răspândite trei de o parte, trei de alta a Iordanului, cât mai ușor accesibile. Cât mai ușor accesibile. Și acum vă citesc două versete din Noul Testament. Ioan 6, cu 40. Voia Tatălui meu este ca oricine, accesibil tuturor, da? Oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică. Wow! Cetatea de scăpare accesibilă tuturor. Mântuirea, viața veșnică accesibilă tuturor. Fapte 2, cu 21. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Observați, este prea izbitoare analogia asta. A treia observație. Cetățile erau disponibile tuturor, nu doar accesibile, dar și disponibile. Este una să poți ajunge la ea, este cu totul altceva să poți să intri în ea. Roman 10 cu 12, în adevăr, nu este nicio desubire între iudeu și grec, că și toți au același domn care este bogat în îndurare pentru tot cei ce, ce l cheamă. Atât poporul Israel putea să meargă cetățile de scăpare, cât și străinul care călătorește prin poporul Israel. 4 ucigașul este liber, acel ucigaș fără voie este liber când? Abia după moartea marelui preot. Haideți să actualizăm puțin textul acesta. Și pentru actualizarea lui, aș vrea să mergem și să vedem câteva asemănări cu mântuirea. Și asemănarea cu mântuirea mă izbește și mă pune pe gânduri după ce asemăn scăparea mea de păcat din cauza morții Fiului Hristos cu scăparea de o sândă după moartea marelui preot. Acolo e cheia. Cheia este la marele preot. Nu vi se pare șocant faptul că ucigașul fără voie poate să fugă în această cetate de scăpare oricând, cât mai repede, în una din cele șase care este mai apropiată, ca să scape cu viață și odată ajuns acolo, el poate să fie liber să plece înapoi la cetatea de unde vine, în casa lui, la familia lui, doar după ce moare marele preotă. Acum, întrebare. Dacă avem un ucigaș fără voie și ajunge în cetatea de scăpare, când Marele Preot are 100 de ani și moare a doua zi, acel ucigaș fără voie este liber să plece acasă, fiindcă a murit Marele Preot și moartea lui a fost substituită din cauza morții Marelui Preot. Dar dacă o săptămână mai târziu avem un alt ucigaș fără voie, fuge în cetatea de scăpare, și Marele Preot tocmai a fost numit unul de 26 de ani. Dar confortabil că aici rămâi. Nu vi se pare șocant? Cheia este la marele, de, marele Preot. Cheia nu este la Marele Preot, ci cheia este la moartea Marelui Preot. Și acest lucru nu poate să mă lase pe gânduri, ci mă împinge să mă gândesc la acel Mare Preot pe care îl avem cu toții. Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu inițiază și aplică legea cetăților de scăpare, Dumnezeu inițiază și mântuirea. Nimeni, nimeni nu poate veni la mine decât dacă îl atrage Tatăl care m-a trimis. Dumnezeu inițiază mântuirea, Dumnezeu ne atrage, Duhul Sfânt ne cercetează, Dumnezeu pregătește locul, Dumnezeu pregătește calea, Dumnezeu pregătește metoda, Totul se întâmplă din cauza soluției create și aplicate de Dumnezeu. Noi doar trebuie să primim. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea, care mai era uh, cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El are inițiativa. El vine și ne caută mai mult, nu doar că Dumnezeu inițiază mântuirea, dar Dumnezeu asigură mijlocul mântuirii prin cetatea de refugiu, prin cetatea de scăpare. Roman 3 cu 25, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai înainte să fie prin credința în sângele lui o jerfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, că își trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. În nimeni altul, în altul nu este mântuire. Fapte 4 cu 12. Observați cum Dumnezeu este cel care creează metoda. Și de aici ar, încep, ar trebui să începem să ne gândim fiecare dintre noi la cetatea noastră de scăpare. Dumnezeu mântuiește prin credință, am văzut pe cei ce cred, fucind în cetatea de scăpare. Dumnezeu îi păzește pe cei mântuiți prin ascultarea credinței, rămânând unde? În cetatea de scăpare. Atât timp cât suntem în cetate, indiferent de care e păcatul pe care l-am făcut, cu sau fără voia noastră, acolo suntem protejați de zidurile cetății de scăpare. De aceea am cântat cântarea Cetate tare, Domnul meu. Fiindcă fiecare dintre noi suntem născuți în păcat. Fiecare dintre noi avem nevoie de cetatea de scăpare. Fiecare dintre noi trebuie să începem să identificăm cetatea de scăpare care este una singură pentru noi în ziua de astăzi și anume în voia lui Hristos Domnul. Dacă, dacă credincioșia lui Dumnezeu a fost arătată națiunii Israel, dacă a fost arătată națiunilor prin semințiile lui Israel, dacă a fost arătată mie individului din Israel, întrebarea este cum îmi este arătată mie astăzi. Poporul Israel vede credincioșia. Unii răspund greșit, alții răspund bine. Dumnezeu, în ciuda răspunsurilor greșite, își extinde credincioșia. Știind că poporul va cădea înapoi în păcat, oferă cetățile de scăpare. Întrebarea este, cum mi-o arată mie și cum răspund eu acelei credincioșii. Care este cetate de scăpare. Cum scap? Cum scap atunci când răzbunătorul sângelui mă aleargă? Există o paralelă foarte interesantă în Evrei 2 cu 14 pentru acest concept al cetăților de scăpare. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Când ucigașul fără voie fuge la cetatea de scăpare, fuge din cauza fricii de moarte, de aia fuge acolo, de aceea merge să se protejeze acolo până la moartea marelui preot se spune că El însuși, Iisus Hristos, a fost deopotrivă părtaș la moartea lui Preot. De ce? Ca să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe răzburătorul sângelui, pe diavolul. Întrebarea este dacă noi am avut până acum acea întâlnire cu Marele Preot ca să-i oferim păcatul nostru, ca prin moartea lui, noi să ne mai fim robi ai morții și ai păcatului. Asta e întrebarea pentru noi dimineața aceasta. Cum relaționăm noi cu acest mare preot? Cum am scăpat, dacă am scăpat de răzbunătorul sângelui? Noi cu toții suntem vinovați de păcat. Noi cu toții avem parte de exact aceeași soluție, singură, ca cineva, Isus Hristos, marele preot, să moară ca noi să putem scăpa. În textul din ni se spune că ucigașul acesta fără voie trebuie să ajungă cât mai repede posibil în cetatea de scăpare. Ce înseamnă cât mai repede posibil? Și dacă ne uităm pe hărți și vom vedea unde sunt puse aceste cetăți de scăpare, vom vedea că toate sunt la distanță de o zi de oriunde te afli pe teritoriul poporului Israel. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă pierdeți inimile, Luați seama, dar fraților, că niciunul dintre voi să n-ai boi nimărea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împetrească prin înșelăciurea păcatului. Astăzi trebuie să luăm o decizie. Astăzi trebuie să fugim la această cetate de scăpare care este Domnul nostru, Isus Hristos. Și El deja a murit pentru păcatele noastre. Acel deja, dar nu încă, are loc în viața noastră astăzi și aici și păcatele noastre pot fi spălate. Din cauza acestei jerfe a Marului Preot, câtă vreme se zice astăzi, primește acest cadou, primește această jerfă, primește invitația aceasta să-ți rezolvi păcatul, ca să poți să pleci liber. Și cu asta aș vrea să încheiem. Și aș vrea să stăm așa, pe scaun. Și aș vrea să răspundem în rugăciune fiecare dintre noi. Și așa cum stăm, aș vrea să plecăm capetele și să, să ne întoarcem la acea evaluare la care v-am invitat chiar la începutul mesajului. Și să ne reevaluăm promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu. Unii ați făcut promisiuni banale la Revelion, alții ați făcut promisiuni extrem de serioase. moartea lui Iisus Hristos pentru noi s-a consumat la împlinirea vremii, atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi pe calvar. Însă moartea lui devine actuală sau operantă în viața celui vinovat doar în urma pocăinței și a mărturisirii păcatului. Și asta înseamnă venirea noastră în fața la marului preot, deja fiind plătită viața noastră prin moartea lui. Căci nu avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunea noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem doar cu deplină încredere de scanul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Doamne, stăm în fața Ta ca și biserică, dar stăm în fața Ta ca și indivizi. Și când putem noi spune despre noi că nu suntem într-o vreme de nevoie? De aceea, în dimineața asta, Doamne, după ce am văzut credincioșia Ta în fiecare detaliu al poporului Israel, a semințiilor Tale, a indivizilor, după ce am văzut cum Tu oferi soluția de scăpare, acea cetate de scăpare și de refugiu, Doamne, uităm la Tine ca la Dumnezeul, singur Dumnezeu adevărat. Și Te rugăm frumos, în dimineața asta, ajută-ne să ne dedicăm ție. Doamne, ajută-ne să scădem la picioarele tale și să zicem, stăm lângă tine toată viața noastră, fiindcă lângă tine, în această cetate tare, nimic nu ne poate atinge. Și, Doamne, în dimineața asta vrem să ne rededicăm ție. Te rugăm frumos, iartă-ne. Atât de des ne trezim că am păcătuit fără să fim atenți. N-am putea spune că e fără voie. Dar te rugăm frumos, iartă-ne tu. Și știm că deja ai făcut-o. Dar, Doamne, ajută-ne să rămânem în perimetrul acesta al siguranței, în voia ta. Nu ne lăsa să plecăm de aici fără să vorbim cu tine. Și te rugăm frumos în dimineața dacă e cineva aici care pentru prima oară în fața unei decizii ca și acestea, de a sta lângă tine, în voia ta, ca să fie scăpat cu viața. Dacă frica morților îndeamnă să vină lângă tine, Doamne, cercetează în continuare și ajută să ia o decizie, să se dedice ție cu toată viața Lui. Și vrem ca biserică să stăm lângă acești oameni. Fiindcă știm că odată dedicați ție, Tu te îngrijești de noi pentru că suntem în trupul Tău. Biserica răscumpărată de Tine, prin sângele Tău, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.